Salutare iubitorilor de cuțite și împătimiți ai consumerismului de mediu virtual. Astăzi vă arăt din nou un cuțit care intră în colecția personală de la un producător care fierar, care a mai fost prezentat o singură dată la mine pe canal, și anume Kisuke Manaka. Am prezentat în urmă cu o scurtă vreme pe canalul meu un cuțit de tip Gyuto de la Kisuke Manaka, același oțel, același finisaj identic, absolut totul identic, doar că era un Gyuto. De această dată vă arăt un Nakiri. Este un fierar care se află în Japonia, în regiunea Kasube, mai exact prefectura Saitama. Și brandul se numește Manaka Hamono, fierarul este Kisuke Manaka. Aceasta este cutia, ambalajul. La fel ca și în cazul cuțitului Gyuto, același ambalaj. În rest, nimic deosebit la ea. Iar așa cum v-am arătat mai devreme, înainte să încep să vorbesc, aceasta este lama. Este pur și simplu unul din cele mai spectaculoase cuțite care le poți găsi datorită finisajului, al oțelului, al tratamentului termic, al performanței în tăiere și absolut tot ceea ce ține de construcția acestei lame. Avem kanji pe lamă care reprezintă numele lui Kisuke, finisaj de tip tsuchime, ciocănit, kuruchi, negru, și finisaj Kasumi pe muche aici. Laminare de tip varicomi, adică construcție de tip nu sandwich, ci două straturi unite, despicate în două și așezat lama în mijloc, după care urmează forjarea. Asta înseamnă că pe spate nu avem miezul expus ca în cazul construcției de tip avase, unde este de tip sandwich, două laterale și unde rămâne miezul descoperit pe coamă, aici nu este. Avem construcție de tip varicomi. Uitați-vă cât de frumos poate să fie finisajul pe acest cuțit în totalitate și mai ales acest finisaj Kasumi, care din păcate nu știu cum este făcut, pentru că este un pic mai aparte față de alte tipuri de finisaje Kasumi, unde sunt sablate sau, mă rog, făcute pe, frecate pe pastă, diferite paste de pietre pentru a face acel Kasumi. De această dată nu știu să vă zic cum este făcut, am să încerc să aflu și eu, dar este pur și simplu un cuțit spectaculos. Avem mâner de tip octagonal, din lemn de nuc, cu ferulă din paca wood, adică lemn de paca. Bun, hai să vedem dimensiuni. Avem o lungime totală de 320 de mm, cu o lungime a lamei în linie dreaptă de 17 cm, 170 de mm. O grosime la coamă deasupra de călcâi, un pic, de 3 mm și 40, cu îngustare la mijlocul lamei la 2 și 30 și se îngustează treptat până spre vârf 1,99. Deci avem taper, avem îngustare. Este subțire la 2,30 pe mijloc, ceea ce este foarte bine, iar datorită grosimii din zona de deasupra de călcâi, este foarte bine în sensul în care atunci când toci, de obicei, de regulă, la majoritatea utilizatorilor, cea mai mare forță și greutate când se apasă este fie la mijlocul lamei, fie înspre zona dinspre călcâi. Astfel că este un cuțit robust, rigid, foarte rigid, suportă foarte bine șocurile în partea de la mijloc înspre călcâi, astfel că la regimul de tocare este foarte, foarte bun. Este foarte stabil, foarte rigid,
are stabilitate suficientă să te iei și un spate, neavând nevoie sau nefiind chiar atât de casant precum s-ar crede. Am zis că este de construcție de tip varicomi, miezul este din Aogami 2, Aogami Blue 2, da? Avem un tratament termic de 63 HRC, deci duritate 63, și laminarea este din oțel moale, cum am zis, de tip țocime, adică ciocănit, și cu rucii negru. Bun. Am uitat să măsor înălțimea lamei, care este de 57 de milimetri. Este mai înalt decât destul de multe alte modele de nakiri. Deci este foarte înalt și este foarte potrivit pentru tocare, mai ales că ai spațiu suficient aici la degete, între tocător și deget, astfel încât liniștit, și dacă ai mâna mare și degetele groase, poți toca liniștit fără să atingi, fără niciun fel de problemă, tocătorul. Este pur și simplu un cuțit spectaculos, de frumos, de bun, să zic așa. Modul cum este construit este unul foarte, foarte bun și interesant, așa cum am zis, un pic mai grosier în zona dinspre mânera aici, deasupra de călcâi, pentru un abuz mai mare în caz de, mă rog, aveți o mână mai grea, dar se suțiază la 2.30, ceea ce este foarte bine de la mijloc și se îngustează treptat spre vârf pentru tăieturi de precizie în tocare. Și având un miez din Aogami 2 la 63 duritate, este pur și simplu fenomenal cum taie. Înainte de filmare l-am ascuțit eu pentru că nu mi-a plăcut tăișul cu care a venit, astfel că în momentul de față are o ascuțire pe piatra de granulație 6000 plus strop de piele, evident, încheiere, și avem o construcție de tip full flat în zona asta de la coamă până la linia șinoghii, după care avem o convecție subtilă înspre tăiș, ceea ce ar trebui să-l facă un cuțit foarte performant și s-ar putea să avem și parte de o eliberare de produs pe partea dreaptă. Dacă nu mi-am, de fapt nu că dacă mi-amintesc, dacă mi-amintesc bine că tocmai l-am ascuțit, eliberarea produsului va fi mai mult ca sigur. Dar rămâne de văzut în filmarea, în partea de probă de tăiere. Ca idee, așa cum am zis, ca de obicei, orice Aogami 1, 2 sau Aogami Super este un oțel cu un tăiș foarte, foarte, foarte agresiv. Are o retenție foarte bună. Este pur și simplu, pur și simplu, pur și simplu taie într-un fel în care vom vedea imediat. Așa că, fără să mai adaug prea multe, apropo de greutate, că nu am vorbit, având în vedere înălțimea lamei de 57 de milimetri, este un pic mai greu decât un nakiri obișnuit și avem 197 de grame față de altele care sunt pe la zona de 150-160 de grame, dar se datorează evident datorită înălțimii lamei. Fiind mai înalt, este mai mult material, prin urmare este un pic mai greu, dar nici de cum nu este incomod sau nu este genul ăla de cuțit atât de greu încât să deranjeze. Ce nu-mi place, singurul aspect care nu-mi place, sunt două aspecte care nu-mi plac la acest cuțit. Finisajul de pe coamă, evident, este destul de tăios și deranjează la mână, și la fel și în zona de cioil. Deși este ceva finisat, este un pic rotunjit, dar se poate mai bine. Nicio problemă, cu siguranță voi face asta, sau dacă vă luați, vă puteți face o rotunjire a coamei cu un pic de șmirglu, și atunci va fi perfect. Tot datorită greutății lamei, punctul de balans nu este atât de precis lângă mânera așa cum ar trebui. Este o lamă un pic mai grea.
Punctul de balans este aici, astfel că nu e tocmai la priza optimă pentru prindere, dar așa cum am zis, beneficiul major este faptul că are o lamă foarte înaltă, avem foarte mult material, pe lângă faptul că va avea o durată de viață foarte lungă la foarte multe ascuțiri. Totodată, așa cum am zis, celălalt beneficiu este că nu atingi tocătorul, este foarte, foarte confortabil și tot datorită înălțimii lamei vei putea toca produse mai mari fără nici cea mai mică problemă. Hai să vedem și o poză de la un cadru de la Choil. Este foarte subțire înspre tăiș. Apropo de asta, hai să vedem și cât are grosime în tăiș. Apropo, cuțitul este nou. Numai un pic, că l-am scăpat. Avem un 0.17 la în tăiș. Nu este cel mai subțire cuțit în tăiș pe care am pus mâna, dar totodată, având în discuția Ogami Super și având în vedere că este un cuțin Akiri detocat, nefiind atât de extrem, extrem de subțire în tăiș, este un beneficiu în sensul în care avem rezistență în spatele tăișului, astfel că avem rezistență la tocire, la ciobire, pardon. Deci este un cuțit robust, un cuțit foarte bine gândit și făcut, care se rezistă șocurilor și totodată este și performant pentru că este și subțire de la mijloc înspre tăiș și este destul de subțire. Bun, hai să vedem cum se descurcă la o roșie. De fapt, nu ar avea cum să nu se descurce pentru că doar l-am ascuțit eu. Foarte fin intră. Pui, dar cum trece. Ha. Deci, niciodată un cuțit de tip, un oțel de tip Aogami sau Shirogami niciodată nu înșală la performanța în tăiere, pentru că pur și simplu taie foarte fin și agresiv. Iar mai departe, ca de obicei, vreau să-i văd comportamentul la tăierea unui morcov. Vă spun sincer că mă așteptam la un pic de rezistență, dar m-am înșelat amarnic. Pentru că nu simt nici cea mai mică rezistență atunci când tai cu el. Și totodată, nu, evident, nici nu rupe, nu sfârie, nu pârie. Deci niciun fel de... Și avem, după cum vedeți, avem și un pic de eliberare, un pic mai mult de eliberare produs. Nu că n-aș fi știut, dar nu eram sigur, pentru că, sincer, nu l-am testat în tăiere înainte de a-l băga în filmare. Este și prima dată când eu tai cu el. Astfel că nu eram 100% sigur, dar având în vedere că... Mamă, dacă cum taie, fai. Beneficiul unei lame, un alt beneficiu al unei lame astfel de late este că poți lua de pe tocător produsul ca o paletă și să-l eliberezi de pe tocător. Foarte bine se mișcă. Mamă, dacă cum taie, fai. Încerc să văd dacă reușesc să fac. Este foarte înalt morcovul și fiind și foarte dens. Încerc să văd dacă reușesc să fac niște tăieturi de tip pușcat. Evident că ne fiind un profesionist desăvârșit în arta tăierii, vedeți și voi că nu mă descurc atât de bine la anumite tipuri de tăiere, dar asta nu înseamnă că în mâna unui bucătar profesionist foarte antrenat în tăiere,
cu siguranță face spectacol cu un astfel de cuțit atunci când taie. La capitolul performanță în tăiere este exact acolo unde trebuie să fie, foarte ușor trece prin produs, foarte fin, tăișul este foarte agresiv, mai ales când este ascuțit bine și la unghiul la care trebuie, astfel că din punctul meu de vedere, sincer vă zic, cuțitul ăsta îndeplinește cam aproape 95% din toate criteriile mele în ceea ce ține în alegerea de a cumpăra un cuțit. De fel și subiectiv vorbind, prefer cuțitele cu grosime de maxim de zona 2-2,3 pe coamă, cum este și ăsta la mijloc. Este mai grosier aici, dar așa cum am zis, este foarte important. Această grosime de la mijloc înspre mâner este foarte importantă pentru abuz, atunci când abuzezi, mai ales la genul ăsta de tocare și dacă ai mâna grea. Astfel că de la mijloc încolo, fiind mai subțire, este perfect. Construcția lamei este una foarte bună din ce am văzut, nu am reușit să găsesc defecte, lama este dreaptă, nu are răsuciri. Singurul defect de fabricație, să zic așa, care sper că l-ați observat și voi, sunt aceste inconsistențe de finisaj aici, în zona asta și sus, pe partea stângă a lamei. Este defect de fabricație, să zic așa, dar oricum acest finisaj curuci, acest finisaj negru, se va pierde încet încet în timp, astfel că la un moment dat lama nu va mai fi neagră și se va șterge. În rest, în afară de asta și în afară de faptul că nu-mi place cum este finisat la coamă și la cioil, din celelalte puncte de vedere, cuțitul este unul foarte, foarte bun. Așa că, hai să vorbim și despre preț. Pentru cei care căutați să vă luați așa ceva, îl găsiți probabil începând de pe la 250-260 de euro, plus sau fără transport, depinde de unde luați. Cam aceeași sumă am plătit-o și eu, aproximativ, deși n-am să vă mint, eu l-am luat de fapt la un alt preț, dar am beneficiat de o reducere pentru că am achiziționat mai multe cuțite de la cineva. Și va fi pentru colecția mea personală. Așa că, dacă sunt doritori, căutați-l. Este un cuțit bun, este un cuțit foarte performant. Tratamentul termic, din ce am observat în ascuțire, este foarte bine făcut. La fel ca și în cazul cuțitului Gyuto, care l-am prezentat tot de la Kisuke Manaka pe canalul meu. Par a fi foarte bine călite. Nu am prea multe cuvinte de adăugat negative, să zic așa. În schimb, am foarte multe cuțite de laudă. Sincer vă spun, Kisuke Manaka este primul producător de cuțit japonez care l-am urmărit când, la începuturile mele, cu nebunia mea cu japonezele, să zic așa, în ghilimele, pentru că exact finisajul ăsta pe lamă m-a atras cel mai și cel mai tare la un cuțit. Astfel că, de aceea și achiziția va rămâne la mine. Mai departe de atât, dacă vi-l doriți, căutați-l și, din punctul meu de vedere, își merită toți banii. Acesta a fost Kisuke Manaka Nakiri Aogami 2 63HRC. Eu am fost Fabian. Ne revedem în următoarea prezentare.